Înapoi la Newspas, un haos greu de descris în deciziile guvernului, gafele se țin lanț, Raed Arafat a ieșit public în urmă cu o oră să explice motivele pentru care restricțiile privind accesul în mall-uri și restaurante nu au fost publicate în monitorul oficial. Este vorba despre chestiuni de natură juridică, a explicat secretarul de stat Raed Arafat. Domnul Arafat a făcut toate precizările subliniind faptul că începând de astăzi, accesul copiilor chiar și în școlile private este interzis, prezența fizică în școlile private așadar nu mai este permisă. Știți cu toții, la începutul acestei zile știam că doar școlile de stat vor avea cursurile suspendate, în timp ce școlile private urmează să-și desfășoare în continuare activitatea. Haideți să vedem declarația lui Raed Arafat privind suspendarea activității în școlile private. Vom reveni la declarația lui Raed Arafat. Vă reamintesc de astăzi, chiar și școlile private vor avea cursurile suspendate cu prezență fizică. Ele pot să-și desfășoare activitatea online. Cred că putem vedea declarația secretarului de stat Raed Arafat. Apoi comentăm alături de expertul în sănătate publică, Răzvan Cherecheș. Activitatea cu prezență fizică se suspendă pentru preșcolari și elevii în perioada de 25 octombrie, 5 noiembrie, în unitățile particulare de învățământ, inclusiv cele cuprinse în registrul special al organizațiilor furnizoare de educație care organizează și desfășoară pe teritoriul României activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară. Prezența fizică este interzisă, nimeni nu-i oprește să facă online pentru școlile private, dar nu cu prezență fizică în școală, pe perioada respectivă. Domnul Răzvan Cherecheș, expert în sănătate publică, în legătură telefonică directă cu noi. Bună ziua, domnule Cherecheș, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. La începutul acestei zile știam că școlile private își pot desfășura activitatea, școlile de stat aveau suspendate cursurile, după cum știam. Ne putem aștepta la schimbări în zilele următoare sau chiar până la sfârșitul zilei de astăzi? Puțin probabil. Nu există niciun motiv de la început ca școlile private să-și continue activitatea. Problema este cu învățământul față în față. Acum, că se continuă în online, că este vacanță, din perspectiva transmiterii infecției în comunitate, este mai puțin relevant. Era relevant din perspectiva în care se dădea vacanță și copiii ajungeau în prin mall-uri. Dar acum, și cu certificatul verde mall-uri, situația e ok. Da, pentru că, după cum știm, cel puțin copiii până în 12 ani nu au niciun fel de recomandare din partea niciunui producător de vaccin pentru utilizarea unor vaccinuri. Pfizer anunță că este pe cale să pună pe piață un produs destinat copiilor de peste 12 ani. Sunt peste 500 de copii în spitale. Domnul Raed Arafat vorbea despre 41 de copii care se află, dacă am reținut bine, la terapie intensivă. Da, deci până în momentul acesta este vaccin de la 12 ani în sus și Pfizer are finalizat trialul de fază 3 și depusă deja documentația pentru vaccinul între 5 și 11 ani. Copiii continuă să aibă probabilitate mică de dezvoltare de simptome severe, dar din cauza infecțiozității extrem de mare a tulpinii Delta, ajunge la un număr mult mai mare de copii, de aceea ajung inevitabil și copiii, o parte dintre copii ajung pe terapie intensivă, dar ca procent din persoane, din copii infectați, e un procent mic. Problema e că fiind infecțios, a ajuns la toată lumea. De aceea prezența față în față a fost o greșeală până în acest moment din perspectiva transmiterii infecției. La întrebarea de ce țineți mall-urile deschise și închideți școlile, Raed Arafat mărturisesc că a avut o mică ezitare în răspuns. Credeți că asta este cea mai bună soluție a menținerii mall-urilor deschise, chiar și așa, pentru vaccinați, de vreme ce și vaccinații pot să transmită infecția?
Acum, cu școlile trebuie spus clar, ar fi putut rămâne deschise dacă s-ar fi luat peste vară măsurile necesare de protecție, vorbim de ventilație, testare săptămânală, măști, distanțare. Problema a fost că nu s-au luat aceste măsuri, de aceea școlile reprezintă un factor de risc pentru transmiterea infecției. Pe de altă parte, în mall-uri, sigur, depinde de volumul de număr de persoane, pe volum de aer. Dacă sunt extrem de aglomerați în acele spații, dacă nu există nicio limitare, da, reprezintă un factor de risc. Altfel, din cauza volumului de aer foarte mare, în condițiile purtării măștii și a accesului pe bază de certificat verde, riscul este semnificativ redus. Vorbeați, domnule Cherecheș, de multă vreme despre nevoia introducerii acestor restricții. Credeți că astăzi, de mâine, pentru că dacă n-ar fi fost aceste gafe inexplicabile privind publicarea în Monitorul Oficial prevederilor CNSU, probabil că am fi putut să vorbim de astăzi despre restricții în România, dar nu e cazul, de mâine, așadar. Credeți că vor fi suficiente pentru a ajunge la un platou, așa cum se spune, pentru reducerea numărului de infectări? Depinde foarte mult de felul în care aceste restricții vor fi aplicate. Adică am auzit că accesul se va face doar pe bază de certificat electronic, certificat verde. Ce nu s-a menționat și ar fi trebuit spus e care sunt consecințele în cazul în care vor fi oameni care vor intra fără certificat verde. Care sunt amenzile, cine le aplică și cât de des se vor da aceste amenzi. Pentru că în condițiile în care ne bazăm pe bunăvoința și voluntariatul din partea populației, mai ales ținând cont de felul în care s-a făcut managementul peste vară, este puțin probabil ca oamenii să respecte dacă nu există consecințe severe. Și la fel, proprietarii magazinelor și a locurilor în care intră cetățeni fără certificat verde, există vreo consecință pentru ei? Care sunt amenziile? Cine le aplică? Aceste lucruri ar fost obligatoriu de anunțat deja în această fază, pentru că altfel vor trebui întărite ulterior în zilele următoare prin amenzi și prin efecte, prin măsuri foarte dure pe partea de aplicare a legii. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Cherecheș, pentru intervenție. Ni s-a alăturat și jurnalistul Val Vâlcu, editorialist DC News. Bună ziua, Val Vâlcu! Ne putem aștepta la proteste din partea celor nevaccinați sau a celor care au propagat nevaccinarea în România în urma introducerii acestor restricții? Ne putem aștepta, dar uitați-vă că ieri coada la vaccinare a fost mai mare de 100 de ori decât coada la protestare. Adică au fost 100.000 de oameni la centre, peste 100.000, și la așa zisele proteste a fost aceeași mână de oameni care și-au făcut din asta un scop în viață. Dacă vă uitați și pe paginile unora de Facebook, bun, tot încheia teoriei conspirației, dar recunosc și ei că au rude, au prieteni care s-au îmbolnăvit grav sau chiar au murit. Sigur că pun pe seama conspirații mondiale, că au fost stropiți cu, nu știu ce, la meeting-ul din 2 octombrie, dar cred că le vine tot mai greu să creadă chiar ei înșiși în aceste bazaconii și, în general, societatea o să se distanțeze pe măsură ce are contact nemijlocit cu această tragedie, criza COVID, pe măsură ce e afectat. Sigur, așa, te uiți la televizor, ești supărat pe autorități, pe viață, da, domne, au venit dacii libere, au venit deștepții planetari și ți-au revelat adevărul. Dar după aia, când simți pe propria piele, când vezi, de fapt, pe proprii plămâni, cât de greu se respiră cu COVID, nu numai că îți pare rău că ai ascultat, dar probabil că dacă ai noroc și scapi, te întorci acasă și beștelești, îi înjuri bine în tot blocul, în toată comunitatea. Deci pe măsură ce pandemia se extinde, din păcate face victime, va scădea influența bazaconiștilor, dacilor. Am înțeles, Valver, cu vreo explicație în legătură cu că nu dacii, bieții daci sunt cei care au făcut în așa fel încât să nu apară în Monitorul Oficial astăzi restricțiile privitoare la accesul în marile centre comerciale, mall-uri și așa mai departe, pe baza certificatului verde. Pentru asta există vreo explicație alta decât
A încercat Raed Arafat să salveze puțin lucrurile, să spele puțin situația, dar totuși, care e explicația pentru ce s-a întâmplat? Am înțeles că juriștii că nu s-au pus de acord că nu există molul în limbaj popular, în termen juridic, în centre comerciale. Ce zicem? E incapacitatea administrativă pe care o cunoaștem, nu e numai în zona aceasta, o întâlnim la fiecare pas în, și nu de ieri de azi. Da. Dar semnalul însă a fost dat și nu cred că încearcă cineva acum să exploateze breșele din legislație. E, oricum luni nu prea e lume în mol. Și forța semnalului. Da, nu știu dacă ne mai auzim. Avem o legătură directă și cu domnul Hușanu. Domnul Hușanu este reprezentant al sindicatelor Sanitas. În contextul în care aici, la Newspass, ați auzit deseori vorbindu-se despre reticența personalului medical de a se vaccina. Este vorba despre infirmiere, despre brancardieri care au refuzat vaccinarea. În contextul în care au de ales între a-și păstra locul de muncă și a se vaccina, ce vor face până la urmă? Domnule Hușanu, s-au mai schimbat opiniile în rândul celor pe care îi reprezentați? O mică problemă de legătură telefonică directă. Ne vom întoarce la Viorel Hușanu, reprezentant al sindicatelor Sanitas. Vă reamintesc că astăzi, Valvâlcu, ai rămas în legătură cu noi. Avem în fine deciziile anunțate de Raed Arafat, decizii despre care avem motive să credem că vor aduce rezultate, nu știu, peste o lună, peste două, peste trei, în cât timp ne putem aștepta la rezultate concrete în urma restricțiilor anunțate astăzi? Restricții dau o gură de oxigen sistemului sanitar, care este sufocat de numărul mare de cazuri. În paralel cu vaccinarea, cu accelerarea campaniei de vaccinare, ar putea să stabilizeze, măcar să nu mai crească numărul de cazuri și proporțional și numărul cazurilor grave, că aici este problema. Așa, mai sunt cazuri în Europa, sunt cazuri printre cei vaccinați, dar sunt cazuri ușoare, care nu necesită internare, nu necesită tratamente extrem de costisitoare și cu efecte secundare, pentru că acești conspiraționiști care au blocat în România campania de vaccinare. Bun. Și nu neapărat pe, eu știu ce, angajament ideologic al populației, ci lumea nu e lene, preferă să nu facă decât să facă ceva. E și teoria asta blatistului. Doamne, dacă se vaccinează ceilalți, la ce să mă mai duc să mă vaccinez? E și frica, pentru că iată, da, despre frică apărătorii neamului. Vorbeau chiar și cei din care lucrează în spitale, vă spuneam puțin mai devreme, infirmierele, brancardierii, cei pe mâna cărora ajung la un anumit moment bolnavii, fie că au sau nu coronavirus, și care și-au exprimat public refuzul de a se vaccina, au de ales acum între a-și păstra locul de muncă și a se vaccina. Domnul Viorel Hușanu, reprezentant al sindicatelor Sanitas, cred că a revenit în legătură directă cu noi. Ce se va întâmpla, domnule Hușanu? Va fi mai cooperantă lumea aceasta a personalului medical la vaccinare sau vor prefera să-și piardă locul de muncă? Să rămânem. Este greu de răspuns la întrebarea dumneavoastră. Da, o parte dintre cei care erau ieri nevaccinați probabil se vor vaccina. Dar ce facem, v-am mai spus, dacă, nu știu, 10.000, 100 de medici nu vor dori acest lucru? În acest moment nu cred că putem să-i pierdem pe acești oameni. Oamenii nu mai au încredere în deciziile politice și vor ca cineva să răspundă pentru vaccin, pentru că vedem, atunci când te vaccinezi, îndeți propriul răspundere, că ești de acord să te vaccinezi, dar dacă în prezent jumătate din populație va fi obligată, repet, obligată să se vaccineze, de ce nu există pe acel formular o rubrică în care să fie trecut acest lucru? Domnule, m-am vaccinat forțat
și cineva să răspundă dacă se întâmplă ceva. Eu cred că în felul acesta, dacă li se garantează că cineva răspunde pentru, vom interesantă avea teoria dumneavoastră. Deci credeți că ar trebui să se facă o mențiune pe certificatul de vaccinare privind constrângerea la actul vaccinării? Da, eu asta spun. Asta spun de fapt nu eu, ci oamenii cu care vorbesc. Ei îmi spun așa, dom'le, dacă se întâmplă ceva cu mine, cine răspunde de copiii mei? Cine îi asigură în continuare bunul trai al familiei mele? Dar știm sigur că probabilitatea să se întâmple ceva cu o persoană este mai mare atunci când nu e vaccinată decât atunci când e vaccinată. Asta vedem în fiecare zi în numărul decedaților. Așa este, dar vedem în același timp că și persoanele vaccinate chiar cu a treia doză se pot infecta. Vedem că persoanele vaccinate cu 2-3 doze pot infecta la rândul lor și avem foarte multe exemple. Bun, și atunci să nu te vaccinăm, să nu se nu, mai vaccinăm. Nu, domnul Vâlcu, eu nu spun asta și am spus. Eu n-am spus niciodată nu vă vaccinați. Eu am spus că omul trebuie convins. Da, se găsește tot felul. Clasa politică actuală, da, omul nu poate este face convins, acest lucru. Nu clasa politică, morții conving oamenii. Medicii care lucrează la ATI, personalul care lucrează la ATI, care vede cadavre, vede cum să duc la morgă cadavre. Sigur, dacă ești la un cabinet de oftalmologie, dacă ești undeva și nu vii în sistemul sanitar, că nu vin toți în contact cu această criză COVID, poți să cași gura la toate prostiile de pe internet. Da, și doi la mână, eu n-am nevoie de astfel de oameni. Oameni care au nevoie de decizie politică să se vaccineze nu sunt oameni de știință, nu sunt medici. De ce să ducă la vrăjitoare? Cea mai mare parte a celor 30% nevaccinați, deci cea mai mare parte a trecut prin boală și are imunitate națională, are imunitate naturală. Testele o spun. Îi spun de domnule, dacă eu am imunitate, de ce să fiu obligat să-mi fac vaccinul acum? Păi nu e vorba despre cei care au trecut prin boală. Cu siguranță sunt cei care refuză. Nu, care au trecut prin boală, am trecut. Care refuză vaccinarea. Vă mulțumesc. Când luptau cu mine când erau eroi. Vă mulțumesc amândurora. E foarte interesant ceea ce se profilează ca fiind un subiect de dezbatere în România după anunțarea restricțiilor, care sperăm că de data asta vor apărea în forma în care au fost concepute în monitorul oficial, nu cum s-a întâmplat azi. Revenim după o foarte scurtă pauză, pentru că în ceea ce privește formarea guvernului Ciucă, obstacolele se înmulțesc. În această după-amiază, domnul Ciucă s-a văzut și cu cei de la USR, care se pare că nu au agreat ceea ce a propus premierul desemnat, cu toate declarațiile. Revenim după o scurtă pauză. Imposibilă misiunea domnului Ciucă, generalului Ciucă, de a forma un guvern. În urma discuțiilor pe care le-a avut astăzi cu USR, domnul Ciucă a făcut niște declarații foarte interesante pe care le vom vedea în secundele următoare, de menționat faptul că și negocierile dintre PNL și PSD au eșuat. Ce se va întâmpla, încercăm să vedem imediat. Haideți să ascultăm mai întâi declarația făcută în urmă cu foarte puțin timp de Nicolae Ciucă. USR nu susține un guvern minoritar și există o soluție și anume aceea refacerii coaliției. Veți prezenta sigur această că da. Soluție? Sigur că da. Răspunsul dumneavoastră care a fost? Dumneavoastră ați fi de acord să guvernați un guvern în care să neavând, neavând un mandat, nu am putut să răspund la acest subiect. Dar de ce un mandat pentru acest lucru? Voi merge la partid și voi discuta cu conducerea partidului și vom vedea ce decizie se ia. Ați optat pentru un guvern din care să facă parte PSD sau mai degrabă USR? Eu personal? Dumneavoastră personal, da. În acest moment am încheiat discuțiile cu USR și în funcție de ce decizie vom lua, vom continua procesul de negociere. Veți discuta astăzi și cu Marcel Ciolacu? Aveți o întâlnire programată? Nu avem o întâlnire programată. Cam atât a avut de spus domnul Ciucă. Se va duce la PNL să spună că USR nu este de acord cu un guvern minoritar. Domnul Virgil Guran de la PNL este în legătură directă cu noi. Bună ziua, domnule Guran, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Ne vom întoarce la domnul Guran. Îl salut între timp pe Adrian Chesnoiu, este deputat al Partidului Social Democrat. Bună ziua, domnule Chesnoiu.
Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru intervenție. Domnul Zeidler de la USR este de asemenea în direct cu noi. Bună ziua, domnule Zeidler. Bună ziua. Cu dumneavoastră voi începe, pentru că se pare că l-ați așteptat dumneavoastră cei de la USR pe domnul Ciucă, cel care într-o primă fază a încercat să vă evite din algoritm. Ați așteptat să-i spuneți că nu sunteți de acord cu un guvern minoritar. Există vreo șansă să vă răzgândiți? Nu, și vă explic foarte pe scurt și de ce. Ne aducem aminte de unde a pornit toată această problemă. De la PNDL-3, adică o invitație la jaf din banul public. Dacă noi n-am închis ochii la așa ceva în timp ce eram în guvern, de ce am închide ochii și ne-am dat și votul în Parlament pentru aceeași chestiune pe care PNL-ul nu are de gând să o modifice, din afara guvernului? Adică ar fi chiar stupid să facem așa ceva. Oră, noi am dovedit în ultimul timp de când existăm că suntem foarte consecvenți în ceea ce afirmăm și în ceea ce facem. Da, e clar punctul dumneavoastră de vedere. Domnule Guran, vă pregătiți cei de la PNL să îl întâmpinați pe domnul Ciucă. Domnul Ciucă va veni cu declarația că misiunea sa de formare a guvernului, din care s-au scurs deja destule zile, are 10 zile la dispoziție, e aproape imposibil astăzi. Ce se va întâmpla în PNL? Ei, este o misiune foarte grea pe care a primit-o Nicolae Ciucă și cred că cei care au creat această situație ar trebui să vină ei cu soluția, nu să-l trimită pe el la niște negocieri doar. Ce se va întâmpla în PNL? În PNL este clară situația, noi ne dorim să putem să continuăm, ne dorim să rezolvăm problemele actuale, că sunt probleme foarte mari în țară, și să se ajungă cât mai repede la o formulă de guvernare. Este foarte adevărat că pe termen scurt orice formulă este bună, dar pe termen mediu o formulă cu PSD-ul nouă ne-ar dă una, pentru că este clar că suntem de dreapta, de stânga și când ne amestecăm lucrurile nu ies foarte bine. Trebuia să fi rămas coaliția, să fi mers înainte, nu s-a putut. Sperăm în momentul de față să se poată realiza, să se refacă această coaliție. Domnule Chestu, unde s-au împotmolit discuțiile cu cei de la Partidul Național Liberal, de vreme ce exista deschiderea unui dialog cu domnul Ciucă din partea președintelui PSD, domnul Ciolacu? Ei, nu s-au împotmolit aceste discuții, pentru că ele practic n-au început. A fost doar o discuție amicală de tatonare, în sensul trebuie să ne întâlnim, da, ne vom întâlni să vedem ce gânduri aveți cu partidul și programul de guvernare. Noi am transmis prin vocea președintelui Marcel Ciolacu faptul că dacă discutăm despre un guvern minoritar PNL-UDMR de criză până în februarie 2022, atunci el trebuie să cuprindă 10 puncte obligatorii pe care le-am propus ca soluții pentru ca România să poată ieși din aceste crize în care ne-a adus guvernarea performantă de dreapta și evident performantă cu ghilimelele de rigoare. Și putem să mergem mai departe, să ajungem la negocieri politice pe programul de guvernare și pe ceea ce are de făcut acest guvern minoritar. Domnule Chestu, dacă discuțiile n-au început, ne putem aștepta să înceapă? Adică este în continuare pe masă varianta unei colaborări la vedere între PNL și PSD? Sigur că pot să înceapă și trebuie să înceapă, pentru că de asta avem un premier desemnat care trebuie să discute cu toate partidele, iar noi tot ceea ce am făcut până acum am făcut numai la vedere. Faptul că vorbim aici de un guvern minoritar, PNL-UDMR, este foarte posibil cu susținere din partea Partidului Social Democrat dacă va cuprinde acele soluții pe care noi le considerăm extrem de importante ca să scoatem țara din criză și să mai reparăm puțin din dezastru unde ne-au dus. Ajutați-ne să înțelegem, domnule Chestnoi, în momentul acesta PSD vrea și în guvern, dar vrea și să susțină guvernul dacă îi sunt acceptate aceste puncte. Nu a existat o astfel de discuție ca PSD să intre în guvern. A fost doar o discuție inițială cu premierul desemnat în care președintele Marcel Ciolacu i-a transmis că putem să ne așezăm la masă, să discutăm, să le oferim o susținere pentru un guvern minoritar, doar dacă sunt dispus să accepte cele 10 soluții pe care noi le-am propus. Deci nu a fost nicio astfel de discuție. Domnule Guran, v-am auzit de mai multe ori deplângând perspectiva unei colaborări cu Partidul Social Democrat, despre care credeți că nu e cea mai bună.
Da, eu vă spun că într-o democrație există stânga, dreapta, există putere, există opoziție, există o alternanță, este adevărat, în ani de zile la guvernare și cred eu că o societate sănătoasă așa funcționează. Dacă ne referim strict la Partidul Național Liberal, știm foarte bine că nu ne-a ajutat o colaborare în trecut cu Partidul Social Democrat și nici acum nu ne-ar ajuta, pentru că un guvern minoritar sprijinit din spate de PSD înseamnă că primești lista dimineață ce poți să faci. Este clară situația. Nu atac opoziția PSD-ul cu absolut nimic. Vă spun că în momentul în care ești la guvernare, ori guvernezi, ori nu. Așa, cu jumătăți de măsură, o să rămână doar în memoria românilor că PNL-ul nu s-a descurcat când a fost la guvernare. Așa că nu ne poate ajuta o astfel de formulă. Asta este foarte clar. Este adevărat că este o situație foarte grea și că trebuie să rezolvăm repede un guvern. Dar asta este o problemă pe perioadă scurtă de câteva luni. Da. Vă mulțumesc. Dacă trebuie să ne oprim așa cum se desenează lucrurile, cel mai probabil misiunea generalului Ciucă va fi una imposibilă. Ne întoarcem după o scurtă pauză. Pe fondul crizei guvernamentale se înmulțesc vocile în PNL care îi cer generalului Ciucă să renunțe la mandat și președintele Iohannis să desemneze un alt candidat. Despre toate acestea aflați mai multe de la ora 15 pe B1 TV. După cum știți, astăzi USR i-a spus nu lui Nicolae Ciucă după întâlnirea cu Dacian Cioloș. Rămâneți pe B1 TV, ne revedem mâine de la ora 13 la News Pass.